Sculptorul vâlcean Viorel Enache a donat 24 din lucrările sale de sculptură Muzeului de Artă din Râmnicu-Vâlcea. Astfel, galeria de artă poartă numele artistului, care de mai bine de 30 de ani a realizat lucrări dedicate creației sale artistice și monumentelor istorice. Muzeul de Artă pune la dispoziția iubitorului de arte vizuale, cu pretendere sculptură în această frumoasă zi de toamnă târzie, o galerie de sculptură care este, de fapt, o donație către instituția noastră, către Muzeul de Artă. Donatorul este un om al județului, s-a născut și a trăit copilăria în Comuna Măciuca, liceul în Craiova și studiile superioare la București, la Institutul Nicolae Grigorescu. Apoi, după anii 90, Viorel Enache a plecat în Franța, la Paris, unde până în 2013 a lucrat pe cont propriu. A lucrat, ca să zic așa, ca persoană fizică autorizată, după care și-a deschis o societate care se cheamă Atelierele Enache, atât ca persoană fizică, cât și ca organizator al acestor ateliere, a avut șansa să lucreze încă din primele zile de când a ajuns în Franța, în domeniul restaurării, a restaurat mai bine de un sfert de veac la Louvre, artă monumentală, frontoane, capiteluri, fațade, toate câștigate prin contracte, ducând lupte acerbe, ca să zic așa, cu societățile din Franța. Pentru că acolo, într-adevăr, este o competiție în domeniul ieșită din comun. Ca să închei acest scurt preambul, aș spune că acum, de curând, a câștigat iarăși contracte pentru restaurarea capelelor de la Notre-Dame de Paris, celebra catedrală care a ars acum câțiva ani de zile. Și cireașa de pe tot este faptul că va restaura inclusiv celebra statuie Ioana d'Arc, Jeanne d'Arc, cum zic francezii, cea care probabil că a suferit destule daune în urma acelui devastat incendiu. Mă simt extrem de onorată să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și totodată doresc să vă transmit salutările și mulțumirile domnului președinte Constantin Rădulescu pentru acest eveniment deosebit. Dumnealui este în Consiliul de Administrație la spital și încă nu s-a terminat, de aceea m-a delegat pe mine să particip la acest eveniment. Vreau să vă mulțumim în numele instituției noastre, cât și în numele Muzeului Județean și Muzeului de Artă pentru donația dumneavoastră și pentru întreaga activitate pe care o aveți și pentru imaginea pe care o faceți județului nostru în afara țării și, bineînțeles, și în interiorul țării. Vă doresc să aveți mult mai multe evenimente de acum înainte, atât în județul nostru cât și în Franța și în lume și să vă doresc multă, multă sănătate și bucurie. Sculptorul Viorel Enache a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor care l-au sprijinit în cariera sa. Stimați invitații, multe din roadele arborului românesc hrănesc cultura și arta și știința universală. Dar este bine câteodată, dacă puțin din aceste roade, să mă întorc și acasă. Și nu depinde întotdeauna numai de unii. De aceea, în cazul meu, vreau să mulțumesc tuturor care m-au ajutat. Ca mine, mulți și-ar fi dorit acest eveniment, dar știu, în același timp, că sunt cu mine. Vorbind de mine, se va vorbi de această perioadă și, în același timp, despre ei. Deci, cum sunt un segment, un element al acestei perioade. Și după anii 90, mulți vor fi, în același timp, cu mine. După mine, artiștii sunt pusnicii care s-au retras în munții vâlceni ca să păstreze și să mediteze asupra acestui moment. Îi compar cu pusnici pentru că suntem într-un județ vâlcean, este unul dintre cele care are cele mai multe mănăstiri și știm că întotdeauna, nu numai în artă, aș compara cu retragerea, în acele momente grele ale românilor, deci voievozii noștri, domnitorii noștri, ca să scape de aceste invazii, se retrăgeau munți. Deci munții vâlceni au adăpostit din mai multe puncte de vedere politic, cultural și așa mai departe. Această galerie nu este decât o pagină din cartea pe care o scriu de zeci de ani de zile și care este foarte diferită de la o pagină la alta, dar care se înalță împreună o catedrală cu atelierul, istoria cu oamenii,
Și totdeauna ceea ce îmi place este să dau o comparație care de asta și face să ciupesc marmura. Aceste șcăi de marmură întotdeauna le compar cu florile de ciraș. Deci nu știu de ce îmi place mai mult marmura albă să ciupesc decât marmura neagră. Poate și ce în această comparație, când ciupesc și se umple solul, e ca și cum s-ar rupe cu frunzele acea petale de flori de cireș când înfloresc. Viorel Enache urmează să realizeze 4 statui în marmură și în afara țării, destinate Arcului de Triunf al Caruselului, situat între Parcul Tuilerii și Muzeul Louvre.